Ideal, închisoarea este o locație în care diverși criminali sau infractori ajung să își spășească pedepsa, unde în cel mai bun caz vor fi și reabilitați. Desigur, o locație plină de oameni care au ales să ignore legea nu este chiar optimă pentru modelarea unui caracter spre bine, așa că planul acesta deseori eșuează. Pentru a menține ordinea printre prizonieri, închisorile sunt și mai stricte în ceea ce privește obiectele acceptate. Evident, asta nu a oprit niciodată prizonierii din a improviza sau din a trafica lucrurile din exterior. Obiecte care sunt perfecte obișnuite în afară pot fi neprețuite în închisori, dar altele sunt de-a dreptul incredibile, indiferent din ce punct de vedere le-am privi. Un computer improvizat. În mod normal, prizonierilor le poate fi acordat ceva timp la un calculator, în general pentru a învăța sau pentru a scrie corespondență. Desigur, regulile stricte ale închisorilor se aplică și în acest caz, așa că servicii precum accesarea internetului sunt strict reglementate sau chiar interzise. Pentru mulți dintre noi, acest concept este de neimaginat, însă motivul pentru care prizonierii se află în închisoare este de a fi pedepsiți, iar acesta este doar unul dintre moduri. Dar atunci când vorbim de închisoare, nu toată lumea respectă regulile. În Marion, Ohio, viața din închisoare a devenit o bătaie de cap pentru doi deținuți care aveau sarcina de a dezasambla gadgeturi stricate ca parte a unui program al închisorii menit să recicleze componentele. La un moment dat, potrivit deținuților, a devenit clar că nu erau prea bine supravegheați, așa că au decis să fure o parte din piesele de schimb la care aveau acces și și-au construit propriul computer. Planul lor a mers perfect, cel puțin până când oficialii le-au descoperit creația ascunsă în tavan. Ei au observat un trafic neobișnuit de mare provenind din interiorul închisorii, deoarece deținuții au reușit să se conecteze la rețeaua locală. Nunciacuri. Nu toate închisorile sunt egale, iar următorul deținut dovedește din plin acest lucru. Lorenzo Pollard a reușit să își construiască o pereche de nunciacuri din picioarele de scaun și lenjerie de pat. Acesta ar putea suna ca genul de lucru pe care l-ar face doar un copil, însă Pollard a reușit de fapt să lupte cu câțiva paznici înainte de a scăpa printr-o fereastră și a escaladat două garduri separate din sârmă ghimpată. Normal, chiar dacă a reușit să evadeze, asta nu înseamnă că s-a bucurat prea mult timp de libertate, deoarece polițiștii l-au capturat după doar câteva zile de la incident. Pisici. Majoritatea persoanelor îndrăgesc animalele, iar indiferent de crimele săvârșite, și prizonierii sunt oameni. Dar când vine vorba de închisoare, deținuții au găsit și alte întrebuințări pentru micii noștri prieteni. De exemplu, în ajunul anului nou 2012, oficialii de la o închisoare din Brazilia au descoperit o pisică cu un veritabil arsenal de instrumente de evacuare lipite de ea. Pisica, care era deja un oaspete familiar în curtea închisorii, avea două fierăstraie, două burghie, o cască, un card de memorie, un telefon mobil, trei baterii și un încărcător pentru telefonul mobil, toate strâns înfășurate în jurul ei. Poliția braziliană a bănuit că deținuții crescuseră singuri pisica, probabil pentru a se pregăti de o tentativă de evadare. Și mai nebunesc este faptul că nu a fost singura dată când ceva de genul a fost descoperit. Oficialii unei închisori rusești dând peste o pisică dresată să poarte telefoane mobile și să le strecoare în închisoare. Un iepure. După cum putem vedea, prizonierii pot fi foarte ingenioși, dar uneori poate că vor doar un prieten. Un deținut al închisorii Hollisless Bay din Woodbridge, Suffolk, a reușit să strecoare un iepure prin securitate, găsind animalul în timp ce se afla în afara închisorii. Prizonierii au construit o mică cușcă și au început să-l considere un animal de companie. Până la urmă, gardienii au descoperit animalul, așa că l-au confiscat și oferit unui centru. Un planor. Uneori, soldații aliați reușeau să evadeze din lagărele de prizonieri germane, dar dacă erau recapturați, erau adesea trimiși la castelul Colditz, o locație considerată a fi de neevadat. Într-un eveniment tragic, 76 de deținuți chiar au reușit să scape din închisoare, însă al 77-lea a fost descoperit, ceea ce a dus la capturarea tuturor celorlalți și la zeci de execuții.
După acest eveniment, securitatea a devenit chiar mai aprigă, dar nimeni nu s-ar fi gândit să privească în sus. Lucrând într-o mansardă cu planuri de lansare pe acoperiș unde nu puteau fi vizați, aviatorii britanici au început să construiască un planor din lemn furat din jurul complexului închisorii. Soldații au construit un zid fals în pod pentru a ascunde planorul, care avea o anvergură de aproape un metru, și au reușit să-l țină complet ascuns de forțele germane. Planorul nu a apucat să zboare datorită forțelor americane, care au eliberat tabăra cu puțin timp înainte ca britanicii să dea startul evadării. Chiar și așa, o replică a fost creată 50 de ani mai târziu folosind aceleași materiale, printre care s-au aflat resturi de lemn fire găsite prin închisoare, ba chiar și cereale fierte pentru a crea un agent de etanșare. Ba mai mult, planorul chiar a reușit să zboare. O bombă din cărți de joc. La 20 octombrie 1930, William Cogut, un deținut din San Quentin condamnat la moarte, a reușit să transforme un pachet obișnuit de cărți într-o bombă. Cogut a scos un picior de oțel gol din patul său, a rupt câteva pachete de cărți de joc în bucăți mici și a îndesat aceste bucăți în țeavă. Motivul pentru care a făcut această alegere este pentru că la vremea aceea cărțile de joc roșii erau făcute folosind o cerneală destul de volatilă. El a astupat strâns un capăt cu o mătură și a turnat apă în celălalt capăt pentru a înmuia cărțile rupte. Apoi a așezat acest dispozitiv deasupra încălzitorului cu cherosen lângă patul său, care a generat suficientă presiune pentru a exploda. Cogut a lăsat un bilet directorului declarând că a regretat crima pe care a comis-o și oricum știa că, indiferent de ce ar face, ar fi fost sfârșitul pentru el. Gândaci traficanți. Fanii serialului Orange is the New Black poate că își vor aminti scena în care un gândac a fost antrenat să facă contrabandă cu țigări, un eveniment care la prima vedere ar părea posibil doar în ficțiune. Totuși, potrivit poveștilor, așa ceva chiar s-a întâmplat în anii 30 într-o închisoare din Texas. Se pare că un prizonier în izolare din Amarillo a reușit să dreseze un gândac să vină la el atunci când fluiera, gândac care ar fi transportat un singur chibrit și o țigară legate de spatele său. Aparent, gardienii și-au dat seama de ce se întâmplă abia după ce alt prizonier le-a dezvăluit totul. Evident, o astfel de poveste este destul de greu de verificat, însă cel puțin în teorie plauzibilă. Un gândac poate transporta și de 900 de ori greutatea lui, iar chiar dacă nu ar fi prima alegere, dresarea unui gândac este de fapt posibilă. O carte de colorat plină de droguri. În martie 2011, mama unui deținut a reușit să dizolve un drog într-o pastă, compus pe care l-a folosit mai apoi pentru a picta într-o carte de colorat. Ea a trimis pachetul fiului închis la Cape May, New Jersey, făcându-l să pară un cadou de la copilul bărbatului. Cumva, autoritățile deja primiseră un pont cum că drogurile erau introduse ilegal în desene, așa că pachetul a fost interceptat înainte de a putea ajunge la prizonieri. Paznicii au observat pete portocalii în diferite imagini, le-au testat și au descoperit că erau într-adevăr suboxon, o substanță folosită pentru a face trecerea printr-un sevraj mai ușoară. Trei prizonieri au fost acuzați, inclusiv mama, care a făcut tot procesul posibil. Telefoane. Alături de țigări, telefoanele sunt probabil cele mai importante obiecte pe care le-ar putea avea un deținut. Din acest motiv, multe metode ingenioase sunt concepute pentru a le transporta ilegal după gratii. De exemplu, prizonierii din sud-estul Braziliei au crescut porumbei pe care i-au antrenat să zboare înapoi la casele lor. Acolo păsărilor le erau atașate un rucsac minuscul cu părți de telefon mobil. Ele erau menite să fie folosite pentru a coordona activitățile criminale din exterior. Apoi, păsările au fost eliberate pentru a zbura înapoi la închisoare. Cel puțin două au ajuns la destinație, dar au fost prinse și piesele confiscate. Similar, telefoane mobile au fost traficate și într-o Biblie, deși din nou planul a fost descoperit de gardieni. Probabil una dintre cele mai nebunești metode prin care telefoanele au fost traficate într-o închisoare a avut loc în Rusia. Acolo, un bărbat a abandonat orice urmă de subtilitate și a lipit telefoanele de săgețile unei arbalete, aruncându-le direct peste pereții închisorii, exemplificând din nou ingeniozitatea, dar și disperarea deținuților.
Asta a fost tot pentru astăzi. Nu ezita să ne dai un like și să te abonezi, iar dacă ți-a plăcut acest episod, îți recomand și episodul din dreapta. S-ar putea să-ți placă.